Salutare tuturor, sunt Geostyle și bine v-am regăsit la un nou episod din minunata noastră serie de RPS 2016, Carieră cu Steaua. Iar înainte să începem acest clip, aș aprecia dacă ați apăsat și voi pe butonul de like să strângem cât mai multe like-uri la această serie. Nu știu cât de apreciat este pentru voi, dar mie îmi place sincer jocul și îl fac din plăcere, așa că pe canal voi posta ceea ce îmi place. No, bun, am rămas la un meci cu voluntari. Nu mai știu ce echipă aveam. Ia să vedem ce echipă aveam. Sincer, am și uitat. Hai să vedem ce formație avem. Da, știu că l-aveam pe Gardoș și pe Nache achiziții. Nu știu dacă mai aveam alte achiziții făcute. Mă rog, asta contează mai puțin. Și avem un meci în campionat cu ăștia, cu FC Voluntari. Apoi un meci în UEFA Champions League cu AS Monaco. Bă, va fi un meci greu. Să stai, avem returul. Da, boss, avem returul. Avem returul. Chiar nu mai știu ce am făcut. A, 2-2. Mi-aduc aminte că am avut 2-0 și ne-a egalat 2-2. Deci avem un meci cu voluntari. Băi, eu zic să-l jucăm. Sincer, zic să-l jucăm. E un meci important și chiar dacă suntem la începutul campionatului și este o grămadă de timp în care ne putem reveni, însă totuși nu vreau să mă risc de la început. Vreau să-mi creez un avantaj în campionat și după totul să fie lejer. Ok, Steaua București întâlnește voluntariu. Bineînțeles, un meci jucat în deplasare de către roșialbaștri. O deplasare, nu știu unde e voluntariu, ce unde ar avea ei așa stadionul, ce ora. Opa. Bă, ăștia au început dur și nu e bine. Bine, bine, bine Gardoș, foarte bine Gardoș. O intervenție chiar foarte bună, poate una decisivă. Poate chiar una decisivă. Mamă, asta îmi place la Gardoș, că înaintează cu mingea fără a avea frică. Am pus și eu astea pe medium, setările jocului. Sper să nu fie probleme pe filmare. Chipciu, șutul lui Chipciu! Steaua văd că se ține bine încă de la început, adică vrea să atace, are pofta asta de joc. Pofta care o face să atace. Acum, că atacă mai agresiv, că atacă mai puțin agresiv, nu mai contează așa mult. La mine Cinobie se vede destul de ok cu s-ar mișca. Mai are unele momente la relor, de puțin la, dar în rest absolut nicio problemă. S-a demarcat bine, nu e offside. Serios, nu e offside. Bine, bine, foarte bine, așa vă vreau băieți, așa vă vreau. Calm, sigur, avem meci cu AS Monaco, după chiar avem nevoie de un moral bun. Acest meci chiar aduce un moral bun băieților mei. Oh, Stanciu. Bine, Stanciule, pentru Adi Popa, Adi Popa! La un pas să continuă cu acea minge. Nu e faul, nici vorba de faul. Și Tade! Nu! Cine? Tă pe lângă minge, serios, Chipciule, hai Chipciule, fă ceva. Chipciu, șutul lui Chipciu, portarul voluntarilor este atent. Și din nou, 1 la 0, gol! Cine a marcat? Adi Popa. Adi Popa marchează pentru echipa Steaua București, 1 la 0. Deci, sincer, șutul ăsta lui Chipciu a fost atât de bun. Nici n-am vrut să fac ceea ce am făcut cu jucătorul aici la recuperare. Am vrut să, nu știu, să dau pasă ceva, dar am dat o pasă chiar bună și șutul lui Adi Popa s-a lăsat în poartă. Prima oară am avut impresia că s-a dus, cum se numește, am avut impresia că s-a dus pe lângă, în plasa laterală, însă Steaua are 1 la 0, asta e ceea ce contează în acest moment. Are 1 la 0 și plecăm cu prima șansă în această partidă. Enache, pasă bună pentru Popa care se află în offside, serios, o pasă puțin întârziată a lui Enache. Da, o pasă întârziată a lui Enache, asta e bă, fraților. Nu putem să fim de fiecare dată echipă foarte bună, nu putem să dăm pasele cele mai bune. Hai Brevet, hai Brevet, Gherme. Nu știu ce să zic de Gherme, dacă să ne mai păstrăm la Steaua sau să nu. Hai Stanciule. Te lansăm acolo frumos, Adi Popa. Bă, da. Enervează că nu prea se duce unde vreau. Hai, oh, Adi Popa, ce pressing și 2 la 0. Cred că asta a fost Chipciu. Deci a fost o fază chiar frumoasă, Chipciu. Nu, Hamrun, nu știu ce am avut impresia că Chipciu a marcat acel gol, însă Hamrun mărește avantajul Stelei
Și în momentul ăsta zic eu că echipa celor de la voluntari nu va mai fi în stare să revină. Cel puțin asta cred. Cred că nu vor mai putea reveni și... Dar... Încă minutul 29, mai o grămadă de timp. Bine, bine, Varela. O bine, ieșim frumos, ieșim în stil de campion. Ieșim în stil de campion din apărare. Frumos aici, Hamrun. Hamrun, dă drumul la minge, Tade. N-a avut nicio pasă chiar așa să fie comodă. Hai, Nache, ai șut bun, Nache. Un șut pe poartă, un șut bun, dar destul de slab. De fapt, și-a pierdut din putere pe parcursul traiectoriei și-a pierdut, și-a pierdut din putere. Bine. Nu e bine, hai Gardoșe. Du-te mai bine în careu, așa Gardoș. Frumos, bine, foarte bine aici. Foarte bine, foarte bună faza defensivă, hai. Nu trebuie să-i lasăm, Nu, poate să dea fault acolo. Și apărăniță. Sincer nu știu de ce am avut impresia că nu o să mai scoată șutul ăla. Hai Tade. Golgeterul nostru până acum și al campionatului, Gregory Tade, însă în acest meci chiar nu i-a fost simțită prezența. 2-0 la pauză, s-a terminat și prima repriză. Este un meci ușor, un meci calm, nu e o nebunie, dar adevărata nebunie ne așteaptă în următorul meci contra celor de la AS Monaco. Atunci se va vedea valoarea adevărată a noastră. Este un meci în campionat până la urmă, un meci destul de lejer. Hai Stanciu. Ai grijă de Stanciule, așa, calm, Brevel. La Varela combină cu Chipciu. Ciu pasă pentru Enache. Popa, hai Popa, lansează-l pe Tade, bine Tade. Dar e cam închis în colțul ăla. Centrarea lui Tade. Nu știu, n-am văzut a cui a fost acea lectură de cap. Însă n-a fost una prea bună. Enache. Hai Chipciu. Chipciu cu o centrare și am crezut să fie 3-0 acolo. Hai popilcă. Bine, pase. Nu-i offside. Pasă-l cu Călcăiu. Adipopa a încercat o pasă în careu. Intenția n-a fost rea, dar pasa n-a fost tocmai una reușită. Enache prin mingea. Popa frumos pentru Tade. Nu știu ce. Ok, a obținut lovitura de colț. E bine că a obținut lovitura de colț. Mă așteptam să nu aibă parte de o centrare prea bună. Ok, Hamrun, bag o centrare. Da, ea bun, a fost bună centrarea. Hai băieților. Nu trebuie să lăsăm pe Pancu, e un atacant cu experiență. Și nu trebuie lăsa Varela, tackling perfect și cred că am obținut și mingea. Nu sunt sigur dacă am obținut mingea sau e corner, dar ce țin așa am văzut eu. M-am înșelat, au o corner. Hai, Niță, bine Niță. Hai, Chipciule. Hamrun, du-te Hamrun. Dacă faci o fază bună, te bagă la, te scot ca să te odihnești. Nu, trebuie să facem ceva schimbări, cel puțin pe Chipciu l-am văzut destul de extenuat. Hai să-l băgăm pe Filip. Și Hamrun e destul de, așa că îl voi băga pe Târnovan. Și pe parcurs o să mai observ eu cine așa puțin mai obostres. Uite, Stanciu. Stanciu e chiar foarte obosit și cred că chiar are nevoie și el de o schimbare. Îl băgăm pe Muniru, pe altcineva chiar nu am pe cine să facă pe Muniru în locul lui. Pe postul ăla nu prea am jucători. Hai Varela. Ai mai făcut tackling bine Varela. Meciul ăsta chiar mi-a plăcut cum a jucat Varela. A avut câteva intervenții bune. Pentru Tade, nu-i offside. Tade, nu e 3-0. Și, nu,
Deci a fost la limită. La limită pot spune că a ieșit portarul. A făcut-o riscant, însă a făcut-o bine. Oh, frumos, Varela. Hai, Varela. Varela, șutul lui Varela. Un șut bun. Pentru un fundaș chiar a fost un șut foarte bun. Dacă era și gol. Hai mă că vreau. Hai mă, dă-i fault. Dă-i fault. Vreau să fac schimbările alea. Hai, boss. Nu mi-a pus să fac schimbările. Dă-i fault. Hai, măniță, dă-o tu afară. Fam, nu o dăm unui jucător și n-ai te dă afară. Așa. Ca să intre... Am primit chipciul galben. Ca să intre și jucătorii pe care... pe care am pus acolo, pe listă. Că până la urmă se termină timpul regulamentar și... Nu mai apuc să fac schimbările și rămân jucători obosiți. Pana mea. După am chiar un meci greu contra celor de la Monaco și... Ce pana mea. Hai, adică, hai Popica. Hai Popica, bine pop, fault. A fost fault acolo, sincer. Arbitru, nu știu unde se gândește că nu prea e atent la meci. Nu prea e atent. Aici a evitat bine jucătorul voluntar lor faultul, contactul mai bine spus. Hai, Germe. 2 la 1. 2 la 1. Voluntarul reușește să marcheze așa pe finalul meciului. Și încă mai au timp. Ia să vedem cât timp mai au. Mai au foarte puțin timp. Mai bine tragem de timp. Mai bine tragem de timp, sincer. Trebuie să ne luăm un gol. Hai, Filip. Vezi ce faci. Hai că ești mai proaspăt. Filip, vezi ce faci. Filipe. Ți-am zis, trebuie să avem grijă să nu ne luăm gol acum. Bine. Hai, Filipe, ești înalt de corp, ai făcut, ai sărit bine aici la mingea asta. Hai să ne luăm gol acum. Doamne, aș plânge dacă mi-aș lua gol acum. Nu. Oh my god, bine Varela, cât să mai alerge și Varela. Deci, meciul ăsta... Fault. Turnovan. Turnovan. Hai, omul, mai sunt 2 minute. Nu-i nimeni acolo. Bine, Enache. Tot respectul meu cu faza. Enache ne-a salvat victoria, pot spune. Cu această intervenție, Enache ne-a salvat practic victoria. Am scăpat, sincer, am scăpat de o fază chiar grea. Ce-i drept, am scăpat. De ce s-aude așa încet acum? Și parcă s-aude mai încet. Da, s-a dat puțin mai încet, nu știu de ce. Ok, hai să vedem și celelalte rezultate. Astra Giurgiu 1 la 1. Dinamo a pierdut contra Timișoara, o surpriză foarte mare. Astea erau meciurile care mă interesează. Și în momentul de față sunt pe primul loc cu 2 puncte peste locul 2, Craiova. Asta e și obiectivul meu, să trec repede peste celelalte din campionat și după să-mi folosesc jucătorii pentru meciurile mai importante în Europa League sau Champions League. Asta depinde de acest meci pe care îl voi avea cu un contra celor de la Semonacol. Suntem ce mai avem aici. Ce jucători ni s-au mai găsit? Newcastle, Alex Silva. Bă, ăsta ar fi bun, sincer. Ar fi chiar bun. A, da. Păi, iar se aude încet. Se dă singur jocul mai încet. Nu înțeleg. N-am nici cea mai mică idee de ce. A, gata. Mi-am dat și seama. Așa. Hai să trecem mai departe. Dăm next aici foarte frumos. Că trebuie să ajungem la... meciul contra celor de la AS Monaco. Iar s-a dat jocul încet. Ia stai că nu mai intru eu pe Skype deloc. Atunci când intru pe Skype se dă încet. Ok, azi m-am primit ceva răspuns de la 6 milioane. N-avem, adică avem banii, dar am intrat în faliment după. Am intrat în faliment așa că intrăm aici și dăm end. N-avem banii necesari, asta e, poate altă dată și avem meci contra celor de la Semonaco.
În tur a fost 2-2. A fost un tur 2-2. În tur, jucându-se la noi, asta înseamnă că cei de la AS Monaco cel mai probabil vor trage de timp. Pentru ei, un rezultat de egalitate, cum ar fi 0-0 sau 1-1, ar fi perfect. Dacă ei marchează primul gol, suntem mâncați. Trebuie să avem grijă. AS Monaco, Steaua București. Playoff-ul UEFA Champions League. Hai, tade, hai, tade, nu trebuie să ne jucăm aici. Hamrun lansează bine pe Gherme. Gherme poate veni cu o centrare. Steaua atacă, cred, din primele minute. Asta e foarte bine pentru echipa noastră. Faptul că atacăm din primele minute e chiar bine. Uite, scrie acolo 2-2 la general. Hai, chipciule, nu veni cu șuturile tale acum. Prea avem unde să pasăm. Hai, iar mi s-a dat joc încet. Deci de fiecare dată când mă sună cineva mi s-a dat joc încet, nu? Ia stai, să punem noi pauză. Să-l reglez eu iar aici. Hai, boss. Enache, a intrat bine în careu aici. Bă, am emoții, sincer, chiar am emoții. Chiar dacă e un joc, vreau să obțin acea calificare în Champions League. Hai, Gardoș. E grijă, Gardoșe, nu te risca cu... Nu așa. Autogol. Gardoșe, ce ai făcut? Gardoșe, te omor, Gardoșe. Am dat atâția bani pentru tine ca să ce, Gardoșe? 1-0 pentru AS Monaco. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred. Chiar nu pot să cred așa ceva. Chiar, oh, bine, Stanciu. Asta înseamnă că trebuie să mai marcăm 2 goluri. Putem face noi așa ceva? Putem noi marca 2 goluri? Sincer, nu prea cred în asemenea minuni. Însă rămâne de... Ce-a fost aici? Lasă jocul să continue, mi-ești frumos. Lasă jocul să meargă de la sine, nu faci tu intervenții. Nu fluiere așa, în orice. E meci de UEFA Champions League, mamă nea. Gardoș, nu știu dacă te mai ține Steaua. Doi la zero pentru AS Monaco. Nu mai am cuvinte. Nu o să mai miasă nimic acum. Tot două goluri trebuie să marcăm, însă... Nu. No. Prea mult. Nu suntem noi în stare. Oh, chipciule, și chiar îmi pare rău că am avut un început bun. Chiar atacam poarta, chiar dacă n-am avut ocazii de gol, am atacat bine poarta. Măcar dacă dăm un gol până la pauză. Mai avem o șansă, dar altfel nu pot să-mi imaginez ce aș mai putea face. Hai, Stanciule, mă bazez pe tine. Și băgam iași piciorul în piciorul fundașului. Hai, dă obstrucție. Dă, bă, arbitrul ăsta, nu știu. Nu, deci pe partea defensivă, efectiv, cei la Monaco se joacă cu mine. 3-0. Incredibil. 3-0. AS Monaco, efectiv, își bate joc de apărarea noastră. Nu, trebuie să fac ceva pe partea defensivă. Primim gol din absolut orice. A orice fază primim gol. Cam așa au decurs lucrurile până acum. În orice fază noi primim gol. Stanciu... Nici, nimic nu mai iese. Steaua în momentul ăsta este moartă, dar trebuie să marcheze 3 goluri ca să se califice. Noi nu suntem în stare nici un șut pe poartă să avem, da, păi. Nu este Champions League de noi. În acest moment nu suntem de Champions League. N-avem echipă de Champions League.
N-aveam echipă de Champions și te gândești că în Genci am avut 2 la 0. Când te gândești că în Genci am avut 2 la 0. Dați-ne 4-0 și bag piciorul. Doamne, aproape la orice și noi ne luăm gol. N-am, nu, trebuie să cumpărăm jucători. Chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii sugestii de fundaș, pentru că cu acest loc, cred că nici în Europa League nu putem face. Nu putem face față, nici în Europa League nu facem față cu plotul ăsta. Hai Hamrun, frumos Hamrun. Hai Tade. Nu, nu putem, au apărarea prea bună. Sunt prea bun pentru noi. Și chiar au o echipă bună. Este una din echipele mari ale Franței. Hai. Poate reușim acum un gol. Nu, e offside. Ba da, e offside. Nu, frate, nu mai am nervi. Nu mai am nervi, efectiv nu mai pot. Sunt distrus psihic. Sunt distrus psihic. 3 goluri, hai, 2 mai înțelegeam. S-a terminat și prima repriză. Gata. Papa UEFA Champions League, măcar să ne mulțumim cu Europa League. Măcar cu Europa League. Cer scuze că noi aveau cele mai bune gameplay-uri ale meciurilor, însă nu prea fac eu, nu prea sunt eu așa bun ca să... Opa. Opa, uite, au un Coentrao, au un jucător mult mai bun. Frumos, Varela. Hai, Stanciule. Dăm, trecem pe lângă mici. Cu atacanți care trec pe lângă minge, nu cred că vom reuși mare lucru. Bă, fundașii sincer sunt buni, dar ar fi prea bun pentru noi. Mamă, dacă și aici îmi dădea gol Păiniță, tată, te dădeam și pe tine. Hai măcar un gol să marcăm, un gol, două, să ne facem naiba de râs. Hai, după zi, le-am bătut, dar măcar nu ne luăm rău, așa. Ca să ne luăm rău. Hai Popa. Hai Popa. Haide mă, ce facem? Ce facem? Ce facem aici? Hai Gardo și hai că ne-ai mâncat meci. Tu ne-ai mâncat calificarea. Au apărare extraordinară. Bravo AS Monaco, sunteți mult mai buni. Sunteți mult mai bun, dar din greșeli învățăm. Bine, Nuț. Măcar ne-am luat 4 la 0. Puteam să ne... Hai, Chipciule, știu că nu mai poți. Nu mai poate nici Chipciu. Doamne, știți cât chef mai am eu de jocul ăsta în momentul actual? S-a dat tot cheful de a mă mai juca. Să-mi bat piciorul, mi s-a dat tot cheful de a mai juca. Bă, frate, să nu fiu în stare. Am avut 2-0 în Genci. N-am știut să ținem de scor și acum au 3-0 la ei acasă. E offside. 3 la 1. Aia e măcar golul de onoare. Măcar golul de onoare am reușit și noi să-l marcăm. Măcar atât, dă un colo de treabă, bă, frate. Ia mai avem timp să dăm două. Nu mai avem noi timp. 20 de minute, două goluri. Cu apărare care, de care de-abia am putut să trecem în 70 de minute. Și aici cu dificultăți. Hai. Dăm un pas odată, Hamrun. Hamrun. Încearcă o intrare. Aproape. Deci dacă dădeam gol la faza asta, mai aveam o șansă. Dacă ne dau ei acum gol, ne-au terminat de tot. Nu, ăla e liber. Hai că nu suntem încă terminați. Mm.
top 10. Rip. 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 Hai. Hai. Mă, wow, wow, deci au niște fundași. Nota 10. Nota 10 de care chiar nu poți trece. Așa suntem noi românii, nu o să avem niciodată forța să batem o echipă ca asta. Niciodată, sincer, nu o să avem forța să... Poate în 4-5 ani, dacă se va investi mai mult sau... Altfel nu-mi imaginez cum. A, gata. Gata, ne-am dus. Ne-am dus, ăsta o să dea în față. Nu mai avem timp, putem să fim și Barcelona. Să nu joace fără... Și dacă ar juca fără portar. Ce e asta, chipciule? Deci, gardă și omul care... Practic, ne-a mâncat calificarea. Hai, domnule arbitru, mai lasă și tu lovitura asta de colț. Ce nu mi-arată păcatul ăla? Mă rog. Hai, Hamadon. Hai. What the fuck, ce-am făcut? Cam asta a fost și experiența Stelei în UEFA Champions League, pot spune. Ăsta a fost tot meciul. Nu mai avem ce face. Asta a fost experiența României. Noi facem piozdiri. Îi aplaudăm pe cei de la Monaco. Ne pare rău, ne supărăm, dar până la urmă și asta trece. Asta a fost. Gardoș ne-a mâncat meciul. N-o să mai... Deci cu Gardoș nu o să mai joc niciun meci în Europa. Niciun meci în Europa nu o să mai joc cu Gardoș. Efectiv ne-a mâncat calificarea Gardoș. Am investit atât de mulți bani în el. Ne-a mâncat calificarea. Efectiv ne-am mâncat calificarea. Este măcar ce grup avem în UEFA Champions League. Măcar să vedem ce echipă avem în UEFA Champions League în Europa League. Doamne, câți bani făceam, doamne. Ăsta e Messi, best player, nu știu ce. Ia, cine e best player? Messi, bănuiesc. Da, Messi nu ne interesează. Nu ne implică pe noi acest fapt. Primul rând să dăm save. Salvăm ceea ce am făcut noi aici. Așa. Și hai să vedem. Nu. Am văzut o echipă. Deci la Competition Info. UEFA Europa League Group Stage. Suntem în grupă cu Newcastle United, Malaga și William 2. Bă, n-avem o grupă chiar deloc grea, dar dacă vom juca cum am jucat până acum, sincer, nu cred că vom putea face performanță, sincer. Champions League, să nu spui că s-a calificat Concordia în Champions League. Group stage. Să nu spui că s-a calificat Concordia, că am văzut și pe Concordia pe acolo. Concordia Chiajna s-a calificat în Champions League. Deci Concordia a fost în stare să se califice și noi chiar n-am putut face acest lucru, serios. În fine, bă, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut și dacă vreți mai multe episoade în această serie, nu este să apăsați și voi butonul de like. Azi am filmat 30 de minute și ne auzim data viitoare. La revedere, ciao, bă, pa!